Hai cu review la Note 8. L-am și pe Andrei aici, lângă mine. Avem și apă și cafea și tot ce ne trebuie. Va fi un review lung, pentru că avem ce vorbi despre telefonul ăsta și va fi destul de lung în condițiile în care am renunțat să mai fac unboxing. Nu înțeleg acest ritual de a desface o cutie. Să trecem direct la subiect. Deci Note 8 a apărut pe 25 august, dacă nu mă înșel, deci acum aproape o lună de zile, a stârnit mare vâlvă și pe bună dreptate. Este văzut ca principalul rival al lui iPhone X, 10, cum vreți să-i spuneți. Primul lucru care îți sare în ochi e că e mare. E mare, Andrei tată. E mare, dar pe de altă parte... Deci are 6,3 inci. Deci este un telefon de dimensiuni mari, un phablet. De fapt, Note a fost mai mare decât seria S de la început. Ecran de 6,3, AMOLED, care arată foarte, foarte bine, dar are un format un pic diferit de cel cu care v-ați obișnuit. Este un 18,5:9. Samsung au zis că asta ajută la playerea clipurilor de pe YouTube să nu mai ai acele margini negre sus și jos. În plus, majoritatea filmelor streamuite pe Netflix sau pe Hulu sau pe Amazon Prime sau pe HBO Go, și lista este foarte lungă, fiind produse la Hollywood sau fiind producții din astea high-end, au formatul acela 21:9 și în principiu ăsta se apropie cel mai mult de acel format. Am pornit așa oarecum de la exterior spre interior. Pe de altă parte, formatul ăsta de 18,5:9, chiar și la un ecran de dimensiunile astea, adică 6,3, destul de mare, îl face să intre destul de bine în mână. E mai îngust decât, să zicem, iPhone 7 Plus sau altele asemănătoare care au format 16:9. Deci iată, poate fi manipulat cu o singură mână și destul de bine, deci destul de ușor. Iată-l. Așa, senzorul de amprente, pentru că tot vorbeam că pornim de la exterior spre interior, a fost plasat tot pe spate, ca și în cazul seriei S, în apropierea camerei. Asta nu mi se pare cea mai bună. Să dai așa amprentă pe cameră. Nu e cea mai bună poziționare, da, pentru că vei face asta categoric, deci cam ăsta ar fi accesul, cam asta ar fi poziția la senzorul de amprentă. Există mai multe sisteme de autentificare pe Note. Există pe Retina, există pe amprentă, există pe recunoaștere facială. Și cele păi, bine, pe lângă cele, da, nu, deci, ăla, deci nu are nici pattern, nici pin, nici, nu, le are pe toate astea, evident. Și acesta, ca și S8, are Infinity Display, adică are bezeluri foarte, foarte mici, este curbat pe margini, ecranul, chestie care se poate vedea. De asemenea, pot fi accesate așa zisele ecrane laterale pentru un meniu din ăsta rapid. Și acesta primește butonul de Bixby pe lateral, inteligentul artificial, mă rog, asistentul de la Samsung. Dar chiar, de ce Bixby e bărbat și Siri, Cortana, toate alea sunt, toate celelalte sunt femei? Nu știu, pentru că Samsung nu și-a verificat că... privilegiile, aparna. Da, deci asta este o problemă, deci Samsung fii atent că, nu ești în trend. Bun, haideți să ne mai întoarcem un pic la design premium, categoric, metal și sticlă. Aderența e bună, să știi, este foarte bună. Deci în mod neașteptat telefonul nu este atât de slippery pe cât m-aș fi gândit. Adică uite, check this out. Și nu am mâna transpirată. Suprafața nu este foarte alunecoasă, dar pe de altă parte este un magnet de amprente. Adică asta e o chestie pe care o puteți vedea voi înșivă. Iată, deci cum ai pus degetul pe el, imediat se umple de amprente. Ăsta este riscul, e un telefon glossy și cu asta eu zic că putem să încheiem porțiunea dedicată designului. Bun, și acum să mergem la diferențiatorii acestui telefon, pentru că ăștia sunt cei mai importanți. Astea sunt motivele, de fapt, pentru care ți-ai achiziționa un Note și nu un S, pentru că acesta este foarte asemănător cu S8, Plus, motiv pentru care foarte mulți atunci când l-au testat au pus fix această problemă. De ce mi-aș cumpăra Note 8 și nu S8 Plus? Pentru că diferența, de exemplu, de mărime este de doar 0,1 inci în favoarea lui Note,
În rest, toată partea hardware este aceeași. Motivul pentru care însă oamenii și-au cumpărat Note încă de când a început și trebuie să recunosc că a fost o serie un pic controversată. Când a apărut primul Note, toată lumea s-a întrebat ce este ăsta și de ce cineva ar avea nevoie de un telefon cu un ecran atât de mare. Totuși el a fost îndrăgit, oamenii l-au iubit și l-au iubit atât de mult încât nici măcar eșecul precedentului model nu a contat foarte tare. Am văzut un studiu, zic eu foarte interesant, care spune că doar un foarte mic procent dintre cei care au avut Note 7 și l-au dat înapoi au migrat către alte platforme. Cumpărători fideli, loialitate față de acest brand, mi se pare foarte ok. Să revenim la diferențiatori. Diferențiatorul principal în cazul acestui telefon este stylusul. Adică pixul, S Pen-ul, că așa-l cheamă pe el. Și ăsta face o mulțime de lucruri. De exemplu, haideți să vă arăt o chestie care mi se pare foarte mișto și care a venit odată cu Note 8, este faptul că poți scrie pe display, pe display-ul închis, direct. Ia uite. Review Note 8 la zona IT. Și este destul de citibil. Poți salva până la 100 de pagini cu astfel de notițe. Asta mi se pare o chestie foarte interesantă. Uite, poți să-i dai aici Save in Notes și s-a salvat notița respectivă. Deci poți salva 100 de astfel de notițe. De asemenea, ce mai poți face cu stylusul ăsta? Poți desena. Am crezut că este o glumă. Am făcut acest test cu un coleg de-al nostru, test pe care o să-l vedeți imediat, care efectiv a pictat cu acest S Pen. Deci a reușit să picteze. Sigur, poți să-ți... Noi am folosit Sketch, cred, la momentul respectiv, deci poți să-ți instalezi o aplicație third party, pentru că jucăria te ține, te ajută. Are 4096 de nivele de presiune. Mihai, e făcut de Wacom? Da. Deci este proiectat de Wacom. Este cât se poate de exact, de precis, de bine făcut. O sculă foarte, foarte bună. Te ajută și ecranul pentru o utilizare, să zic, de business, gen, cum am spus mai devreme, luat notițe și așa mai departe. Este excepțional. E super responsiv, merge foarte bine. Nu este o glumă. Și nu este un gadget gândit pentru marketing. Nu, el chiar e funcțional și chiar face ceea ce nu zice că face. Nu este un gadget gândit pentru cei care fac marketing. Exact, foarte bine zis, zice Andrei, un gadget gândit pentru cei care fac marketing. Ăsta este desenul pe care l-a făcut colegul nostru Filip. Acum, haideți să mergem la cel de-al doilea diferențiator. Este pentru prima oară când Samsung pune o cameră duală pe un terminal făcut de ei. La apariția lui S8, respectiv S8 Plus, toată lumea s-a întrebat de ce nu l-au făcut cu cameră duală. Samsung a mai așteptat și se pare că așteptarea a dat roade. Avem acum această cameră duală pe Note 8. Avem două, ambele camere sunt stabilizate optic, asta este o chestie foarte importantă de menționat. Avem doi senzori de 12 megapixeli. O cameră este wide, cred că undeva la 24-28 de milimetri, nu sunt foarte sigur. Și o a doua cameră, un pic tele, eu nici măcar nu i-aș spune tele, i-aș spune pentru portret, cred că undeva în jurul la 56 de milimetri, bănuiesc eu. Așadar, ambele camere, așa cum am spus, sunt stabilizate optic, beneficiez de un wide, beneficiez de un tele. Poți realiza portrete absolut impecabile cu acest telefon, expuneri foarte bune, camera wide are 1,7, cred, cealaltă are 2,4, deci sunt camere foarte luminoase, senzori de generație nouă, excepțional arată pozele. Vă spun foarte sincer că povestea asta cu camera duală mie mi se pare absolut genială la telefon. Nu am înțeles niciodată abordarea aceea cu un senzor, mă rog, cu o cameră alb-negru și cu o cameră color, că într-adevăr mai îmbunătățea contraste și așa mai departe, dar adevărata utilitate o găsesc în această cameră tele sau în această cameră pentru portret. Adevărul este că până la setup-ul ăsta dual, cu focale diferite,
singura posibilitate pe care o aveai realmente era să faci peisaje, pentru că nu poți face altceva cu un obiectiv wide. În momentul în care încercai să faci portret cu el și mai ales de la distanțe destul de mici, apare deformarea inerentă oricărei lentile wide și chiar o să facem un test pe subiectul ăsta. Ok, deci camera îți permite următoarea chestie. Deci în momentul ăsta sunt pe camera wide și acum am un zoom 2x, deci cred că de la 28 la 56 sau de la 24 la 50. Oricum avem de a face cu un zoom optic pur, nu este nimic digital, nu este nimic fabricat. Practic telefonul în momentul ăsta comută de pe o cameră pe alta. O să fac și un test mai puțin, cum să spun, mai degrabă empiric. Ia să facem, fac o poză așa. Ia. Apropo de deformare, ea a făcut, n-a făcut. Ok, stai, mai încercăm o dată. Da. Uite, exact ce vă spuneam. Deformare, da? Ia uite. Nasul e mare, e în față, urechile sunt mici, undeva în spate, fața este bombată. Pentru că asta este, așa se întâmplă când ai o lentilă, când faci poze cu o lentilă wide. În schimb, cea de portret, uite, l-am pe Andrei aici în cadru. Deci în momentul ăsta îi facem o poză pe lentila de portret. Și acum, nu, așa, și acum o poză wide. Ia să vedem ce a ieșit. Deci iată. Fără deformări, practic s-a dublat focala, ești de două ori mai aproape de subiect, pozele arată foarte bine, chiar dacă sunt făcute în contralumină, camerele sunt absolut impecabile. Bun, și mai e o funcție destul de interesantă, nu este o premieră, au făcut-o alții înaintea celor de la Samsung, dar oricum merită luată în seamă. Primele ei variante nu au fost o grozăvie, este emularea acelei senzații de cameră foto cu senzor mare. Deci de cameră foto DSLR, eu nu zic DSLR pentru că orice cameră cu senzor mare și optică adevărată produce acel efect de bokeh, deci acel efect de depth of field în care subiectul apare clar, iar background-ul apare neclar, apare blurat. Și această tehnică decupează practic subiectul de fundal. În cazul de față se numește Live Focus și nu face doar chestia asta, ci face ceva mai multe lucruri. Adică poți să reglezi nivelul de blur pe care dorești să-l primească fundalul sau subiectul tău în timp real. Și înainte ce faci poza, dar și după ce ai făcut poza respectivă. Andreiule, poți să te dai un pic așa ca să încerc să văd... Să mă prind, uite, live focus. Nu, vină un pic mai așa, te rog, că aici ești în lumină. Ok. Chiar mai așa, te rog. Uite așa. Așa. Mai. Așa, așa. Mă prinzi în cadru, Mihai? Ok. Așa. Ok. Iată. Deci, este Andrei într-o postură de fotomodel. Și aici, haideți să ne uităm un pic ce s-a întâmplat. Avem o dată fotografia normală, care este aceasta, da? Și care, după cum bine puteți vedea, este clară pe toate nivelele de profunzime. Și largă, deci este făcută cu camera wide. E, asta este fotografia cu background-ul neclar, după cum bine puteți vedea, conturul lui Andrei este foarte bine decupat în spate. Tot ceea ce se vedea aici a dispărut, adică acel tablou, peretele, ușa și așa mai departe. Dar ce oferă în plus varianta asta de la Samsung este că poți ajusta nivelul de blur al respectivului background. Iată. Și acum posterul din spatele lui a devenit clar. Da? Este o poză normală și pot să ajustez în timp real cum vreau să arate, cât de neclar vreau să fie respectivul background. Poți merge până la un bokeh de ăsta foarte
crimi foarte, foarte puternic pe, pe spate. Dar haideți să facem un foarte scurt rezumat până aici. Avem odată S Pen-ul, care acum permite inclusiv notițele pe ecranul închis. Avem camera duală. Bun, haideți să mergem un pic la partea de motorizare, pentru că mi se pare extrem de importantă și aici o să discutăm un pic despre teste și despre performanțele acestui telefon. Procesorul din el este fie un Exynos 8895 produs de Samsung, cum este cel al telefonului din mâna mea, sau un Snapdragon 835. Variantele de Statele Unite vin cu Snapdragon, variantele de Europa, cum este și cea de față, vin cu Exynos. Oricum, în ambele variante telefonul se mișcă absolut bestial, deci fără pic de lag, deci nu simți nici măcar cu nenumăratele programe instalate de Samsung pe el, nu se simte vreo picătură de lag, nici în jocuri, o să-l testăm imediat și în jocuri. Plus că acest telefon vine cu 6 GB de RAM, 64 de GB spațiu de stocare, sigur există și variante mai mari, cel pe care îl avem aici este un dual SIM de 64 de GB. Dar ce voiam să spun legat de acest procesor? Este cel care se regăsește și pe S8 și pe S8 Plus. Nu a fost nevoie de un update, pentru că procesorul se mișcă absolut impecabil și telefonul se mișcă absolut impecabil în cam orice aplicație l-ai pune. Există însă o chestie interesantă legată de cei 6 GB de RAM. Doar 2,3 sunt liberi. În orice moment l-am testat, doar 2 GB sunt liberi. Restul sunt cam ocupați. Nu știu exact cum și cu ce, dar cam asta a arătat pe, pe testele noastre. Ok, avem aici, câteva teste sintetice pe care le-am făcut. Haideți să vedem și un scor în AnTuTu. 173.099 de puncte. În topul nostru ar fi OnePlus 5 pe primul loc, HTC U11, Nubia Z17, la diferență destul de mică de punctaj, adică între cel de pe primul loc, între OnePlus 5 și acesta, este o diferență de 8.000 de puncte. În jur de 8.000 de puncte, ceea ce la cifrele astea, adică 170-180.000, înseamnă un procent, da, nu mai contează. Nu vei simți niciodată, da, exact. Nu vei simți niciodată diferențele în utilizarea reală. Da, dar deci acum, poate peste un an, doi, s-ar putea să simți. Mi-e greu să cred, da, inclusiv asta. Mie... Să vorbim puțin de sistemul de operare, că spuneai de chestia asta, cu ce vine instalat? Deci cu Android 7.1.1, așa a venit din cutie și Samsung a promis foarte repede update la Android 8.0, însă nu există o dată în momentul ăsta, nu este specificată, dar fiind vorba de unul dintre telefoanele de top de la Samsung, cu siguranță este în primul val, va fi în primul val de update-uri. Salut! O tipă generică. Bine ai venit în joc. Ia niște bani. Dăm niște bani. Sunt o tipă generică. Dăm niște bani. Ok. Come on. Beat the clock. Și fii atent că nu-i ocupat parapetul. Check this out. Ah, dar nu prin nicio linie dreaptă să-i dau nos, nos, nos! Haide, mă. Haide acum. Mamă, ce l-am lovit pe ăla direct în spate. Asta era de luat permisul, nene. Nu ai păstrat distanța regulamentară. Succes! Da, deci ne-am mișcat foarte bine. Băi, deci jocul merge bine, nu? Foarte puțină lume a menționat despre modul în care au accesorizat Samsung telefonul ăsta. Dar mie mi se pare foarte practică. Bine, asta ne așteptam. Sunt căștile AKG. Samsung a cumpărat anul acesta Harman. Asta înseamnă că a achiziționat AKG, Harman Kardon și JBL. Așadar, căștile pe care le găsim în cutia acestui telefon sunt AKG. Sună foarte bine, le-am probat, ne-au plăcut foarte tare. Căști cu fir, au, vezi, partea asta de cover e ca la astea de gaming, știi? Să nu se... Mai, nu, e braided. Textil. E textil. Da, sunt braided. Sunt braided, da, ca să nu se, da, ca să nu se încurce, deci sunt foarte ok căști. Să le facem testul, ia-le pe lemne și plec puțin așa și dă drumul pe masă. Ca asta e testul final. Și acum încearcă prinde două astea și vezi dacă se...
Da, deci control de volum pe fir. Da, răspuns, e foarte ok. Și sunt pe geac. Altceva însă mi-a plăcut foarte tare. Reductoarele, măi. Deci fii atent cu ce șmecherie vin oamenii ăștia în cutie. Deci au un reductor de la Type C la USB normal. Deci de ăsta, full. Uite. Și în momentul ăsta poți să-ți conectezi... Poți să te conectezi la orice... Deci în momentul ăsta poți să conectezi absolut orice la el. Deci orice cablu USB de mărime normală, standard. Așa. Și au și o reducție de la USB Type-C la micro USB. Asta în ideea în care toată lumea are un micro USB, sigur. De fapt, cu certitudine USB Type-C-ul va deveni standard în perioada următoare. Dar încă sunt foarte multe încărcătoare pe micro USB, ceea ce mi se pare absolut genial să ai o reducție în pachet. Am văzut persoane care foloseau un setup similar cu generația trecută de ESO și foloseau legat la Miracast pe Intel. Da, da, da. Tu ești obsedat de ăsta, e obsedat de Miracast. Deci ești obsedat, clar. Da, am o problemă pentru că îmi confer foarte, foarte multă, foarte multă libertate. Trebuie să vezi, mă întreba astăzi dacă nu i-am dat voie să-și pună televizorul de 128 de centimetri pe post de monitor. Ok. Se pare mic? De la o distanță de jumătate de metru, nu știu cât e de mic. În fine. Bun. Ce ar mai fi de spus? Că telefonul este waterproof și dustproof IP68. Și chiar o să facem acest test și ce are ăsta în plus față de alte modele, are un S Pen în plus. Ei bine, se pare că el poate fi scufundat în apă și în condițiile în care S Pen-ul este scos. Adică se păstrează acele caracteristici de rezistență la apă și praf, chiar și în condițiile în care e scos S Pen-ul. Nu trebuie să-i credem pe cuvânt. Putem să încercăm. Și exact asta o să facem. Am luat aici una bucată farfurie, suficient de adâncă. Nu dau cu cafeaua. Rămâne lipicios. Exact. Așa. Și în momentul ăsta, telefonul este pornit. Vă rog, Și începem să turnăm apă pe el până se acoperă în totalitate. Uite, a deschis ceva fără să-i spun eu să fac chestia asta. Acum dăm test. Da. Păi nu, o să-i dăm și un test. Nu e nicio problemă. Și uite, acum facem următoarea manevră. O scoatem frumos din apă. Așa. Uite că merge. Scoatem și S Pen-ul din el. Iată-l. Și acum, magic. Ia fiți atenți. Ar trebui să începem un nou trend, că dacă scufunzi telefonul în apă, ia uite-l, omule. Se aude mai bine. Ia uite-l, omule. Deci merge, cel puțin cu S Pen-ul, merge absolut impecabil. Deci da, îl poți folosi în mod, cum să spun, în mod normal. Iată. Da, sau la duș, sau unde ai chef. Da, chestia asta mi se pare nemaipomenită. Uite, acum în momentul ăsta scriu efectiv cu penul direct pe ecranul telefonului. Da? În apă. Da, dar poți să bați cuie cu el? Foarte șmecher. Băi, nu cred că poți să bați cuie cu el. Oricum, e suficient de rezistent. Și uite, acum îl scurgem. Binișor. Da? Problem solved. Uite. Da, deci telefonul este cu adevărat rezistent la apă. Nu știu câte modele de telefoane în momentul ăsta pot spune chestia asta în condițiile în care lași o mare gaură în el. Și totuși continuă să funcționeze. O ultimă chestie și ne apropiem de final cu acest hands-on review, cum vreți să-i spuneți. Prețul, care a stârnit mari controverse. Este primul Samsung care depășește bariera de $999. Adică este un telefon de $1000. Și evident, cum în România, dolarii se transformă direct în euro și se mai pune un adaos. Vorbim de un telefon de peste 4.000 de lei, bine peste 4.000 de lei. Varianta de 256 fiind deja inimaginabil de scumpă. Am auzit proteste, indignare, mânie proletară,
Cum că, vai, cum își permite Samsung sau cum își permite Apple să scoată telefoane atât de scumpe? Copiii, țin să vă aduc aminte că suntem într-o economie de piață, unde Apple sau Samsung sau orice altă companie poate cere pe terminalele pe care le produce cât dorește. Este la mâna și la îndemâna noastră să nu le cumpărăm. Atâta tot. Uite, Andrei îmi zice că ar vrea să știe 5 motive, mi se par multe. 5. Dar 3 pot să-ți dau așa. Bine, atunci 3. Foarte rapid. 3 motive. Deci 3 motive pentru care aș cumpăra acest telefon ar fi S Pen-ul, camera duală și display-ul. Deci astea sunt 3 motive clare. Dacă există și motive pentru care nu l-aș cumpăra, da, există. Prețul, pe care nu mi-l permit, categoric. Ce-ar mai fi? A, senzorul de amprentă, plasat un pic ciudat. Și o chestie pe care eu am pățit-o și cu S8-ul, faptul că este un telefon extrem de senzitiv. Pe mine aceste nenumărate ecrane laterale, display-ul ăsta întins pe toată suprafața, te fac să accesezi, mai ales în mașină, știu că nu e voie, dar da, folosesc telefonul în mașină, mă fac să accesez tot felul de funcții și de chestii pe care nu doresc să le accesez în momentul respectiv. Adică este extrem de senzitiv la orice atingere. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și vreți să mai vedeți și altele, nu uitați like, share, subscribe și sunați clopoțelul de lângă subscribe. Să aveți în continuare o zi super faină!